În 1982, Institutul Internațional de Teatru, prin Comitetul Internațional al Dansului, a hotărât ca în fiecare an, la data de 29 aprilie, să fie celebrată Ziua Internațională a Dansului. Sărbătoarea comemorează astfel și ziua de naștere a creatorului baletului modern, Jean-Georges Nauvert. Potrivit tradiției evenimentului, în fiecare an, o personalitate a dansului transmite un mesaj în toate instituțiile din lume dedicate artei dansului. Anul acesta, mesajul îi aparține lui Giulio Bocca, unul dintre cei mai importanți dansatori argentinieni ai timpului. Dansul presupune disciplina, munca, instrucție, comunicare. Datorită dansului, cuvintele pe care alții nici nu le-ar înțelege nu mai sunt necesare. În locul lor se naște un limbaj universal, familiar. Dansul ne face plăcere, ne eliberează și ne oferă consolare ca răspuns la incapacitatea oamenilor de a zbura asemenea păsărilor, apropiindu-ne de cer, de sacru, de infinit. Ziua Internațională a Dansului încurajează promovarea dansului în lume, dincolo de bariere etnice, politice sau culturale, scopul fiind acela de a-i reuni pe toți iubitorii dansului, oricare ar fi acesta. Anul acesta vor fi recondiționate străzile orașului Ujgorod, 52 per total. Pe unele străzi se va efectua reparație capitală, astfel numărul lor va devia. Săptămâna trecută ați putut observa efectuarea lucrărilor curente pe trei străzi, Domaninț, Vereșiaghin și Cagarin. Săptămâna aceasta sunt în curs de recondiționare străzile Capușanska, Legoțka și Zancovețka. Capușanska și Zancovețka sunt cele mai problematice artere ale urbei. Circulația aici este foarte dificilă. Закарпатська. Anul trecut am adunat 454.000, în anul acesta sperăm să adunăm circa 400.000. Voluntari sunt circa 200, dar și administrațiile raionale de stat, organizațiile bugetare la fel participă și transferă bani. Peste 200 de sportivi din raioanele regiunii s-au adunat în complexul unde îi așteaptă barza olimpică. Competițiile sportive s-au desfășurat în câteva etape. Participanții și-au demonstrat cunoștințele în cadrul victorinei olimpice, pregătirea fizică în competiții și jocuri sportive. Elevii recunosc că la tare competiție participă doar cei mai buni dintre cei buni, copiii dotați și fizic dezvoltați. Antrenorul nostru a selectat participanții. Noi am umblat la antrenament permanent. De aceea, el a putut alege cei mai ageri, cei mai puternici. După părerea mea, el i-a ales pe cei mai buni în școala noastră. Pentru competițiile de azi, copiii s-au pregătit un an întreg, spune pedagogul de educație fizică și completează astfel de competiții dezvoltă atât mental cât și fizic copiii. Copiii pot să se compare cu alți semeni și să tindă spre desăvârșire. Cu atâta ardoare s-au pregătit discipolii mei către aceste competiții, încât m-am gândit că în cei 20 de ani de când mă ocup de ei, pentru prima dată am observat atâta inspirație. Sportul e viața și sănătatea. Fără sport, nimic nu e. În preajma competițiilor, sportivi din raioanele Vinogradiv au frecventat regulat orele de artă a dansului sportiv și au demonstrat că sportul, muzica și dansul pot crea o simbioză adevărată. Veneau în fiecare zi la repetiții, s-au străduit să facă față. Nu toți dispun de aut muzical, dar au fost abili și au însușit mișcările. Aceasta demonstrează odată în plus că sportivii sunt oameni curajoși și au multă răbdare și dorință mare de a învinge. Competițiile acestora sunt la 5-a ediție în Transcarpatia. An de an, pregătirea copiilor e din ce în ce mai bună. Menționează organizatorii și afirmă că din an în an sporește numărul doritorilor de a participa. Suntem bucuroși că au venit copii de la distanțe mari și sunt bine pregătiți, depun eforturi pentru a învinge. Noi le-am organizat o sărbătoare veritabilă. În mod tradițional, competițiile sunt organizate de Comitetul Jocurilor Olimpice din Ucraina. Reprezentanții lui au confirmat că premianții vor reprezenta Transcarpatia la competițiile pan-ucrainiene, care, între altele, pot avea locul lor chiar la noi în regiune. Noi acum vom determina cine din ei va reprezenta regiunea. Mai înainte, competițiile naționale vor avea loc poate chiar în Transcarpatia, căci în Crimeea nu vor mai fi. Poate tragerea la sort va alege anume orașul Ujgorod. Ivan Reliac asigură că dacă zarurile vor fi aruncate și competițiile vor avea loc la noi în oraș, el împreună cu adepții vor face tot posibilul pentru a organiza condiții normale.